Cum putem fi siguri că facem ceea ce e bine atunci când copiii noștri reacționează advers la corectarea care le-o dăm, la insistența noastră ca ei să crească după cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nu ne bazăm pe reacțiile lor sau pe sentimentele noastre, ci ne bazăm pe promisiunile cuvântului lui Dumnezeu, care ne promite că dacă ne creștem copiii după acest cuvânt, acest cuvânt prin lucrarea Duhului Sfânt va fi eficace în viața lor. Nu-ți iubi copilul așa de mult încât ți-l norocești. Nu-ți iubi copilul așa cum își iubește lumea copiii.